Descoperire macabră într-o fâșie forestieră din raionul Telenești. Bărbatul de 56 de ani, originar din localitatea Ghiliceni, anunțat dispărut în data de 17 octombrie, a fost găsit strangulat într-o pădure din apropierea satului. Informația a fost oferită de către ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Telenești, Elena Băetreu. Potrivit sursei anterior, a fost anunțat că bărbatul a plecat de acasă fără să anunțe pe cineva. În vederea stabilirii locului aflării acestuia, poliția, împreună cu localnicii, au inițiat acțiunile de căutare. Au fost verificate câmpiile din preajma satului, fântânele, casele părăsite, dar și stânele. Prin urmare, în data de 22 octombrie, acesta a fost depistat de către feciorul său mai mare, strangulat într-o fâșie forestieră, la o distanță de aproximativ 7 km de la localitate. Ulterior s-a aflat că bărbatul se afla la evidența medicului psihiatru. Poliția a inițiat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care a decedat victima, iar dacă se va confirma versiunea unui suicid ce l-a făcut pe bărbatul de 56 de ani să recurgă la acest gest extrem.